Spațiul de agrement se află pe plaja modern din Constanța, ceea ce face ca timpul petrecut pe malul mării să fie mai plăcut, mai ales pentru cei care iubesc să facă sport în aer liber. Este un parc fitness. Sunt foarte mulți oameni care aleargă și am zis că este un prilej bun, oportun pentru a face această sponsorizare, pentru a completa zona de plajă. Am încercat să integrăm toate tipurile de aparate fitness. Parcul va fi dotat cu 47 de aparate de fitness și o pistă pentru alergat. De asemenea, acesta va beneficia și de iluminat public, ceea ce înseamnă că doritorii vor putea face sport și după lăsarea serii. Este un concept exact ca în afară, cel puțin în Ungaria găsești cam în orice parc. În sfârșit evoluăm și noi. Aparatele sunt noi, sunt bune, sunt funcționale, sunt pentru toate genurile de sport, da? De la atletism, antrenamente funcționale, antrenamente de crossfit, până la yoga, relaxare. E bine să diversificăm antrenamentele, atât în sala de fitness cât și afară. Total necesară. Chiar este o gură de aer proaspăt pentru Constanța, care sportul a decăzut cu desăvârșire. Și sper că nu va fi ultima investiție de acest gen. Acesta va avea și o zonă verde, bănci și coșuri de gunoi. Algoritmul realizării unui astfel de parc este în unele situații destul de anevoios, în sensul că pentru fiecare realizare constructivă trebuie autorizații și avize. Ideea mi s-a părut genială, aceea de a introduce în componența aparatelor de fitness și socul de beton, transformându-le într-o piesă de mobilier urban. Cei care vor folosi acest stabiliment sunt persoane dedicate sportului și automat dedicate unui stil de viață cu mult bun simț. De cum s-a deschis parcul de fitness, turiștii, dar și constanțenii au venit să încerce aparatele. Pentru unii dintre ei, vacanța nu înseamnă doar soare și mare, ci și sport. Mi se pare o investiție foarte bună. Mă bucur că există și ceva în Constanța. Mă pregătesc pentru campionatul național de fitness și să vedem dacă luăm medalii. Este necesar în Constanța așa ceva. Este o idee foarte bună, acest parc, pentru că pot să vină diferite persoane și nu este un loc în care nu pot să ajungă, de exemplu, la sala unde trebuie să plătești. Cum ți se pară aparatele? Foarte interesante. Parcul a costat 250.000 de lei și a fost realizat printr-un parteneriat între Primăria Municipiului Constanța și un dezvoltator imobiliar.